Astăzi familia Melimi face cel mai fain challenge colorat! Da, da! După cum puteți observa, suntem îmbrăcați în culori diferite! Pentru că ne vom distra în orașelul copiilor din București! Însă o regulă foarte importantă! Fiecare după culoarea sa! Aici am găsit o carte! De unde putem citi? Stați, copii, dar nu e culoarea voastră! Am uitat! Eu cu Ionuț am găsit o mașinuță de culoare verde! Așa că ne vom da cu ea! Eu am găsit un Harley, este de culoare galbenă! A meu! Eu voi conduce această mașină roșie! Dar eu urc pe albinuță! Albinuța este a ta, da? Dar eu ce? Rămâne să aștept pe banca albastră! Salut! Aici am găsit un tobogan foarte periculos și distractiv! Și e doar în culoarea mea, galben! Vreau la acesta! Și vârsta, dar și înălțimea! Mi se potrivește! Păcat că acolo n-au și culoarea roșie! Voi sta chiar în față! Mi-aleg prima mașinuță! Abia aștept să văd cum va merge! Păcat că mașinuțele au doar culoare galbenă! Distracție plăcută, Melisa! Aici am găsit o caracatiță și toate scaunele sunt de culoare roșie! Urcă peștișor! Melisa, este interzis copiilor sub 14 ani! Salut! Iar noi cu Matei, ca de obicei, pe bancă albastră. Bine că voi aveți bancă! Noi nici atât! Ce drept, toate băncile sunt albastre! Mami, dar tu ai gazon! Verde! Oh, e o idee! Hai, Ionuț! Da, am verde! Dar galben nu este! Într-adevăr. Nici albastru, Matei, nu este! Dar în schimb este roșu! Și verde! Și pai roșu! Și eu cu Ionuț la fel! Hai, Ionuț! E delicios? Wow! Din kiwi! Eu m-am așezat pe ghivici! Matei nu s-a supărat, că și aici totul este colorat și vom găsi și de culoare albastră. Hai să căutăm, da? Hai! O, mașini de cozi, mie îmi plac foarte mult! Vreau să găsesc culoarea mea! Wow! Dar este și albastru, Matei, de culoare albastră! Ionuț nu mai are răbdare, nici eu! Hai să căutăm una de culoare verde! Dar galben, ori eu găsesc, cred că de data aceasta voi sta fără mașinuță! Uite-o! Wow, wow, nu o să credeți! Am găsit! Este galbenă! Noi suntem cei mai nerăbdători să înceapă cursa! Este galben!
Dar eu îmi iau un ciuros cu vișine. Tati, am găsit ciucabastru din pădure. Eu m-am încadrat perfect. Totul este de culoare galbenă. Doar că am renunțat la ketchup. Eu mi-am luat ciuros cu gem de vișine și voi gusta chiar acum. Este roșu. Dar sucul este delicios. Mircea, doar fii atent, cutia este galbenă. Da, dar eu nu mănânc cutia. Și după ce am băut sucul nostru albastru, îl aruncăm în tomberon de asemenea albastru. Am găsit o bărcuță care are scaunele roșii. Wow! Aici am găsit un trenuleț complet galben. Chiar și șinele sunt galbene. Este rândul meu. Aici mă pun. Mircea a plâns, ai văzut? Wow, încă doar! Ce faceți? Eu nu s-a plicat singur. Unde? La tati, la bancomat. Nu mai avem bani pentru distracții. Vrei la distracții? Și aici sunt pe niște creane imense. Vrei să desenezi ceva? Iarăși pleacă. Face șutii, da? Ionuț. Gata, te punem în valiză și te ducem la tren. Dacă nu purtăm cu noi niciodată cash, iată că aici e nevoie doar de cash. Nu putem mai face carduri. De aceea mergem cu Melissa să găsim un bancomat și să scoatem ceva bani de acolo. Doar că trebuie să ieșim din parc. Ce scaun? Și popocan. Wow, se bronzează! Cu chiu cuvai am găsit noi bancomat. Nu era banca noastră, dar mă rog. Și am retras. Ce tati ați găsit? Nu, n-am găsit. N-am găsit mai bancomat. Asta e sunetea. Mergem la topoganele care sunt pe gratis. Am să mă numit. Din păcate n-am găsit. Am glumit puțin, mami și cu Mircea s-au întristat și acum cred că noi chiar nu am găsit bancă. Vai, ce avioane frumoase sunt de toate culorile! Hai, unul să-l căutăm pe al nostru! Da, doar că mai puțin galben. Este avion de culoare albastră, deci al meu și al lui Matei. Hey! Tati! Wow, Melissa! Salut, Melissa! Mergem! Și am plecat! Poliția! Matei, vezi unde putești? Nu, Matei, iau în stângă! Și-am zburat! Vai, Matei, ce mai eu jos! Pe cât tati și mami și Mircea și Matei și Ionuț se distrează, eu plec să-mi caut alt pogon galben! Matei, vrei Ionucă? Din copac? A fost târziu răspunsul, copacul a rămas în spate deja!
la următoarea tură. Încă nu am găsit topogan de culoarea mea, dar am găsit limonadă galbenă. Mulțumesc, Bani. Mulțumesc. Roșu, galben. Wow! Roata panoramică! Da, aici nu avem nicio șansă. Nimic de culoarea noastră, doar alb și alb. Este cam răcoare, dar geaca mea e roșie și nu pot să o îmbrac. Și mie mi-este frig, dar geaca mea este galbenă. Oh, Mircea, ce zici să le schimbăm? Da! Foarte bună idee! Cred că va fi cam mică, dar totuși stil de cald. Am plecat! Așa. În challenge-ul nostru apar și surprize! Ionuț a dormit și am zis să facem o mică pauză aici la Waffle House din orășelul copiilor din București. O mâncare foarte delicioasă! Poftă bună! Mulțumim! Iar la mine burgers e imens! Mă trebuie să cască o gură ca la Simpson! Aici avem piadine, să vedem cum sunt în București! Ia să gustăm! E delicios! Iar eu am luat orez cu verdeață pentru că știu că lui Ionuț îi place foarte mult și îl voi hrăni când se va trezi. Chiar e delicios! A venit sucul meu, este galben și am comandat niște biluțe. Oare cum va fi la gust? Cu fructul pasiunii! Oare sucul nostru cu al lui Ionuț? Ce biluțe vor avea? Mami, eu cred că Ionuț nu mai avea nimic. El doarme. Chiar dacă m-am îmbrăcat cu geaca lui Melissa, oricum este frig. De aceea am binemat pături, căci geaca lui Mircea mi-este mică, iar a ta este foarte mare. În schimb, mi-am luat suc roșu. Cât voi vă încălziți, eu deja și termin sucul meu. Și tu tot ai viluțe. Ce delicios este! Și e verde, cel mai important. Îi las și lui Ionuț pe când se trezește. Eu mănânc cartofi, sunt galbeni! Aha, și piadinele la fel! Dar la mine... Ai ceapă! Am foarte multă verdeață! Tot ce e verde este al meu astăzi! Hotdog-ul meu imens are ketchup roșu! Eu voi mânca doar germenii din cartofi și ceapa! Toate, dar tu acolo ai și castraveți murați care sunt verzi. Ia dă-i încoace la mine. Mie-mi plac foarte mult. Și castraveți și varză. Poftim. Mănânci tot de aici. După aia dă-i roșiile, dă-i la Mircea. Bine, bine. Iar mie să-mi dai pâine de acolo, că e galbenă. Iată, la desert, toți au culoarea lor. Ia, priviți ce avem aici. Vafe cu M&M's. Dar eu pot să mănânc toată vafa, pentru că e de culoare galbenă. Mai puneți pofta în cui, pentru că noi cu Matei vom mânca de culoarea galbenă, mami cu Ionuț de culoarea verde. Toate, eu voi mânca de culoare galbenă. Măi, am vrut să mănânc margina, că albastru este aici. Ia să gust și... Wow! Ce mâncă de culoare? Galbenă! Galben! Am luat și una verde! Ba nu! Ce e acolo, Melissa? Vezi, nu mânca ale noastre verzi! Oh, Ionuț! Uite cum sunt ale noastre, ne așteaptă! Și ale noastre gracuș! Oh, vrea doar verde! Super! Delicios! Iar acum, Matei, a ajuns și rândul nostru să mâncăm pe cele albastre. Hai! Hai, mușcă, mușcă! Face ca și Ionuț. Da. Lasă-mi mie, îmi lasă mie tot! Da. Iar acum a venit rândul meu! De mâncat, am mâncat, dar challenge-ul nu se oprește aici! Am găsit un tobogan care are toate culorile, în afară de culoarea verde. Mami și cu Ionuț vor rămâne pe bancă. Eu imediat plec la galben. Voi veni aici. Uite la ei. Și-au găsit de toate, dar noi rămânem în afara jocului. Avionul meu este parțial galben. Deci mă urc aici.
roșie cu... Matei, e albastru. Bun, mă, tu știi cum ataș. Atunci plecăm. Mircea! Wow! Dă-i din manetă și face ca motocicleta. Vai! Și tu ai, Mircea? Ai, acolo! Hornă-i! E plin cu motorină? Distracție plăcută, mi-a urat domnul. Lisa, ești pregătită? Da! Hai, succes! Zbor ușor să ai! Matei, ți-e bine? Mircea! Și? Iarăși maneta magică! Nu mai e motorină, Matei! Gata, e verde! Atenție, materie, senzații tari, atunci îi dăm! Alalalalala, se face cabin! Așa! Vai, aterizăm? Câțiva ani urmă am fost aici la fântânile muzicale împreună cu Mircea și Melissa. Iar acum... Eu m-am udat din cap până în picioare! Da, da! Sunt și în vlogurile noastre mai vechi! Iar acum i-am adus și pe eu, nu și pe Matei. Hai să testăm! Am găsit o trambulină de culoarea mea! Și am găsit de voastră! La mine este roșie! Hai să Tati și fii atent, fiecare are culoarea lui! Matei albastru, Mircea roșu și Melissa galben! Dar am găsit aici și o trambulină verde! Imediat îl duc și pe Ionuț! Unde l-am văzut? Acolo! Și Matei sare sus! Bravo! Hai, Matei! Și Ionuț la verde! Iuhu! Am găsit cu Matei bărcuțe pe lac, dar sunt doar de culoare albastră. Restul vor rămâne pe mal. Hai, Matei! Oh! Oh, este o borcă electrică! Noi vă așteptăm aici! Acceleratorul? Și am plecat! Mă zibu! Răzușine! Rățușile! Aici nu ce fac? Ne așteaptă pe mal, probabil. Și Matei, capitanul bărcuții noastre! Da. Așa! Așa, mișcăm, așa! Matei! Dar a venit și boița împreună cu lacul nostru. Dar Matei, fii atent, că aici suntem dragoni. Doi dragoni. Vezi de cum vine ploița la noi, Matei, și ne plouă. Ce ne facem noi, Matei, că ne plouă? Deci putem după voi. Wow, și suntem să pot, nu ne plouă. Aici stau la parcare, alte bărcuțe. Ba, era și verde. Și galbenă era, Matei.
Dar Mircea și cu Melissa și cu mami credeau că nu sunt culorile lor. Lor nu le spune nimic. În challenge-ul nostru colorat a apărut și cârpul meu. De fapt sunt două, unul mai mic și unul mai mare. Deci, ține cu noi natura. În colori. De acolo, pentru că toți mi-au cheltuit toți banii din buzunar. N-am mai rămas nimic. Și dacă află, nu știu ce-mi fac. De aceea, voi sta ascuns pe aici undeva. Iar cu voi ne vedem în vlogul următor. N-am înțeles! Uitați-le! S-a plecat cu tot cu portmoneu, dar noi mai vrem distracție! Da! Și e seara și s-au pornit luminițele! Toate!